Dacă cred că există Dumnezeu și El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există și El există cu adevărat, atunci am pierdut totul. În același timp, în ciuda a orice, cred în Dumnezeu, pentru că eu cred în rău. Dacă răul există, atunci există și Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu există, viața nu are niciun scop. Dacă ești condamnat să mori, până la urmă felul cum trăiești, nu are nicio importanță. Într-un final, nici măcar nu contează dacă ai existat sau nu. Sigur, viața ta ar putea avea un sens relativ, prin faptul că i-ai influențat pe alții sau că ai schimbat cursul istoriei. Dar, în cele din urmă, murim cu toții și nu are nicio importanță cine ești sau ce faci. Viața ta este nesemnificativă.